Următoarea noastră invitată dintotdeauna a fost frumoasă, dar acum a intrat într-un alt clasament și anume și mai frumoasă, dacă putem spune așa. Cum a reușit să devină, ca trasă prin inel, ciucă, aflăm de la ea, de la Emilia Ghinescu. Dați-mi voie să-l citesc pe colegul meu, Andrei Erdobrogeaș, spunând: domne, Emilia Ghinescu este în topul bombelor sexy. Așa a spus? Așa a spus. Iar eu am spus: domne, doamna cântă folclor, atunci. Nu puteți să vorbiți chiar așa, domnul Dobrogea. Doamna cântă folclor, adică este în inimile. Adică impune un anumit respect, o anumită ținută. Ia, nu... ia, dar să Dobrogea mă conduce din regia de... mă contrazice din regia de niște. Uitați aceste imagini, unde e costumul popular. Păi, dar nu să mă îmbrac tot timpul în costum popular. Asta și la sală vrei să mă îmbrac în costum popular? Hopa, aici ce făceam? Aici făceam, eram pe niște aparate. Nu, dar ce făceam? Adică exact ce exercițiu? Am vrut să văd dacă... Te interesează exercițiul de aici, de la pătul? Nu, de la pătul. Încercam, mă interesează exercițiul ăla. Era fesieri, picioare sau ce? Eram, cred că, la un aparat de brațe acolo unde. La un aparat de brațe. Da, nu făceam... Ia să admirăm aceste poze, să ne apropiem un pic mai mult de televizor. Ca să le vedem. Deci aici este Emilia Ghinescu, oameni într-o buni, altă pur și ipostază, simplu. Într-o altă ipostază. Bă, da, aici, pe cuvânt, ai băgat și ceva filtre la poza aia. Ei, da, bineînțeles, normal. Nu? Normal, bineînțeles. Ne folosim și noi de filtre, nu? Da, dar n-ai nevoie, adică nu înțeleg de ce. Întotdeauna pozele... Întotdeauna pozele zic eu că nu arată așa de bine realitatea, să știi. Eu nu sunt omul care să ies foarte bine în poze. Și atunci le modifici puțin? Nu, adevărat, arăți foarte bine. Da, mulțumesc. Aici mult. Ce făceam? Culegeam via, nu, încă nu se copseseră strugurii. Uite, aici eram la sală, fii atent. Ia uite. Și vreau să zic, eram soțul ce de zice mine când vede aceste poze postate pe rețelele de sociale? Soțul nu are Instagram, deci nu vede. Am înțeles. Ok, dar poate soțul vede acum la televizor sau poate soțul pur și simplu află de la vreun prieten sau cineva. Băi, am văzut-o pe nevastă. Întotdeauna află de la un prieten, pentru că la ce sunt buni prietenii decât să te informeze ce face nevastă ta atât. Da, prietenii ca prieteni, dar vezi prietenele când mai dau ele mesaj și zic: ia uite, dragă, ai văzut-o pe a ta? Nu? Acum depinde la ce prietene te referi, că dacă zice: ia uite, dragă, ai văzut-o pe a ta, s-ar putea să nu fie tocmai de prietene. Geloasă, de adică, haideți să luăm un loc și trebuie să ne spui, Emilia Ghinescu, ce ai făcut de ai slăbit atât de mult, 10 kg, da, într-un timp... aproape 10 kg. Să știi că n-a durat mult, undeva la, cred că, 2 luni și ceva. În 2 luni? Da. Ce te-a determinat să faci chestia asta? A fost un declic? În primul rând, vreau să spun, să lămuresc această situație. N-am făcut nicio operație de micșorare de stomac. Eu întotdeauna am fost un om care a avut grijă de el. Și cea mai mare greutatea mea de-a lungul timpului a fost undeva la 78 de kilograme, după ce l-am născut pe Andrei. Da. Am ținut atunci regim și am ajuns la 45 de kilograme în 6 luni de zile. Apoi, ușor, ușor am început să cresc. Și odată cu vârsta, bineînțeles că acele kilograme crescute în ani nu s-au mai dat așa de repede jos. Acum, în ultimul timp, în ultimii 10 ani, cea mai mare greutate a fost de 59 de kilograme aproape. Bineînțeles, excluzând perioadele de sarcină, în care eram însărcinată și aveam peste 60 de kilograme, dar așa, fără să fiu însărcinată, 59. Și aveam un prag pe care nu reușeam să-l depășesc. Știi cum e, Cătălin? Mă urcam în fiecare dimineață pe cântar, în fiecare seară, tot cântarul arăta 56 de kilograme, 54, țineam diete, tot felul de diete, 52 de kilograme, cum sfârșeam dieta și începeam să mănânc și eu normal ca orice om, ajungeam la 59. Și am zis, trebuie să fac ceva, nu se poate. Înseamnă că dietele pe care le țin eu nu sunt cele potrivite. Uite, vedem pozele astea pe care le mai văd cei de acasă, în care se vede schimbarea totală. Știi, acum costumul popular e și mai gros, e și mai voluminos. Păi am atâtea păstea poale pe dedesubt, clar nu... În poze se vede clar, cum să zicem, schimbarea. Da, și nu sunt doar pozele. Deci doamna Emilia Ghinescu, ce ați făcut? Vă rog frumos să ne spuneți. Foarte mulți oameni spun că pozele sunt modificate, dar eu pun foarte multe instastory-uri pe Instagram, unde lucrez efectiv la sală și oamenii văd că... Că faci, da. Se vede că ai slăbit foarte tare. Acum că-s filtrele astea, toți ne mai folosim în tot fel de efecte. Am început să-mi înjumătățesc cantitățile de mâncare, asta am spus. Și beau foarte dacă vreți să slăbiți, înjumătățiți mâncarea! Da. Nu mai mâncați, niciodată nu mănânc la evenimente. Asta e literă de lege și dacă plec de acasă, îmi iau întotdeauna la mine mâncarea pe care trebuie să o mănânc eu, adică cea sănătoasă, legumele la grătar, carne la grătar, niciodată nu mănânc sarmale, nu mănânc tort, nu mănânc dulce, nu mănânc zahăr, nu mănânc
Deci e destul de greu. Foarte mulți oameni zic în felul următor: domnule, trebuie să te gândești întotdeauna când mănânci ceva, este ca și cum îți bagi un medicament în corp și atunci vezi dacă îți folosește. Da, da, da. Acum nu vă gândiți că nu mănânc chiar dulce. Noi avem nevoie de zahăr, organismul nostru clar are nevoie de absolut toate grupele astea, și de carbohidrați, și de proteină, de absolut tot. Și de zahăr are nevoie, dar îl iau din cu totul și cu totul altceva. Îl iau din fructe. Și acum câte kilograme aveți, doamna? 49,5 am când sigur? Am sigur? Da, când 49,5 câți ani? Am plecat de acasă. 43, fac 44 anul ăsta. Mulți înainte. Și bărbatul meu spune: vezi, poate atingi kilogramele cu vârsta. Bun. Și dar mai trebuie să slăbești sau sper că și vrei, nu, și vrei acum să menții. Nu vreau să mai slăbesc pentru că am destul de puține kilograme. Iar soțul îmi spune că sunt slabă. Îmi zice că să mă opresc din slăbit, că sunt foarte slabă. Vreau să pun în locul... A mai rămas pe aici pe acolo un pic de grăsime și vreau să pun în locul acelei grăsimi inestetice care nu-mi place mie, să pun masă musculară. Și tocmai de asta m-am dus la sală. Și de câte ori mergi la sală pe săptămână? De 4 ori minim pe săptămână. Minim? Da. În fiecare zi dacă pot. Uite, astăzi de dimineață am venit la 3 acasă, am dormit fix 3 ore, la 6 m-am trezit, mi-am pregătit geanta de sală, am dus copiii la școală și la ora 8 am fost în sală, până la ora 10 și jumătate. 2 ore în fiecare zi? Da, 2 ore și jumătate de sală, 30 de minute fac cardio în fiecare zi, indiferent de, eu știu, de aparat, că fac scări, că fac bandă, că fac eliptică sau stepper, în fiecare zi 30 de minute. Și atunci când pot, au fost momente în care m-am dus și sâmbătă. De exemplu, dacă am pierdut, uite, am pierdut, mâine am filmări și am foarte mult de muncă și nu pot să mă duc la sală, dar dacă pot, mă duc sâmbătă. Adică, practic, minimum 4 zile pe săptămână. Minim 4 zile pe săptămână. Foarte bine. Felicitări pentru ambiție. Da, se vede, să știi. Se vede, pe ea, s-am zis și noi. Se vede și costumul popular. Și presupun că ai și altă energie pe ea. Da, da. Și se vede și ca tonus al pielii. Musculatura se vede altfel. Am început să fac aici la brațe umeri frumoși. Adică, când te uiți în oglindă, ți-e drag de tine. Și îndemn toate femeile să meargă să facă sport. Pentru că eu iubesc femeia frumoasă. Mie mi-s dragi femeile frumoase. Și nu poți să spui niciodată: nu am timp să merg la sală. Nu, nu ai timp de tine. Ba, ai timp de tine, trebuie să-ți faci. N-are importanță. Nu trebuie să fii frumoasă pentru cineva anume. Trebuie să fii frumos pentru tine. Asta contează. Deci, oameni buni, rețeta Emiliei Ghinescu: înjumătățiți porțiile de mâncare, da, dacă vreți să slăbiți. Clar. Închideți frigiderul. Voi e foame, le spun întotdeauna. Voi e foame, închideți frigiderul și din fugă așa ciuguliți ceva repede. Nu stai la masă. Nu stai la masă, nu mânca la masă, că dacă te pui la masă și masa e întinsă cu bucate, cu de toate, clar, nu te abții și eu sunt pofticioasă și poftez, dar încerc să mă abțin. Foarte cât frumos, pot. Felicitări pentru ambiție. Mulțumesc. Și pentru rezultat, știi cum e? Mulțumesc, da, chiar sunt mândră de mine. Sincer, și spun cu toată inima și cu sufletul plin, așa, sunt un om mândru de mine pentru că eu greutatea asta n-am mai avut-o, cred că de undeva de la 30 de ani, cam așa. Nu știu ce se întâmplă în ultima perioadă, Ciucă, dar ai observat că și colegele noastre toate au intrat la dietă, da, după anumită vârstă. Vine vara! Greta a dat 17 kg am jos. Am văzut și vine... 21? 21! Deci 21 de kilograme. Vezi că i-ai luat din greutate 4 kilograme și nu e ok. Pozașule, tu câte kilograme ai dat jos? Era acolo și el, ia uite, a venit flăcăul nostru. El are nevoie să se îngrașe, nu? El e fit. Greta, 21 de kilograme ai dat jos? Mamă, da. Foarte tare. Și avem și alte colegi în regia de emisie, în redacție, care, credeți-mă, că au trecut ca prin... Așa trebuie. Dar chestia asta aveai și când erai, să nu greșesc, mai tânără, vrei să slăbești, să fie bine? Sau pur și simplu că întotdeauna... se întâmplă și cu vârsta anumite schimbări? Întotdeauna am avut grijă de greutatea mea. Deci întotdeauna pentru mine cântarul este o provocare și o obsesie. Pentru că eu sunt un om scund, am 1,55, cine mă știe așa și m-a văzut în realitate știe că nu sunt un om foarte înalt. Și atunci la mine 1-2 kg în plus înseamnă foarte mult. Soțul e gelos? Foarte mult. Soțul este gelos atâta timp cât îi dau motive să fie gelos. Dacă nu îi dau motive să fie gelos, nu este gelos. Orice bărbat crezi că este gelos. În ultima perioadă, soțul, probabil, am abordat, te-am întrebat chestia asta că am avut mai devreme cu doctorul Cristian Andrei pe treaba asta. Când te vede soțul toată ziua, selfie, zice, da, sunt o persoană Emilia publică. Asta trebuie să fac, cu asta mă ocup. Când m-a luat, știa foarte bine cu ce mă ocup. Nu lucram în fabrică și nu... Așa că să nu avem discuții, exact, da? Exact, i-am spus de la început cum sunt. Și apoi eu merg pe premisa că, na, apropo
apropo de un proverb pe care l-ai spus tu acolo cu cățeaua, eu spun așa, câinele care latră nu mușcă. Așa, așa că eu sunt genul de om care sunt, chiar dacă sunt foarte așa efervescentă, un om glumeț, un om care știe să glumească, știe să accepte glume din partea altora și complimente, știe foarte bine când să pună punct și când să tragă acea barieră pe care să nu o depășească nimeni. Emilia Ghinescu ne cântă, depășim barierele muzicii și ajunge ce piesă ne cântă? Nu dau lumii socoteală. Asta îmi place. Asta! Hai cum s-a potrivit la fix cu ce am discutat noi. Păi tocmai de asta am ales-o. Dar să știi ceva, felicitări din toată inima, mulțumesc în primul rând pentru ambiție și sper din toată inima să inspiri foarte multe persoane care se uită la noi. Doresc. Pentru că pur și simplu doar trebuie să-ți dorești și dacă conștientizezi că trebuie să faci trebuie niște să pași iubești și începi să faci. Pe tine, în primul și în primul rând. Și lucrul ăsta să nu-l faci pentru cineva anume. Pentru că dacă persoana respectivă dispare din viața ta, ți-ai pierdut motivația. Deci, Dobrogea, vreau să te iubești pe tine un pic și să dai 10 kg jos. Ce-ați spus? Ce-ați spus? Dobrogea, colegul meu. Da, ce ți-a spus în cască? Face lucrul ăsta sau nu face? A zis că... A rămas în stand-by? A rămas în stand-by, da, e... Na, ce să zic. Of, bărbați, ești ea, Doamne. Of, Andrei, te rog frumos să faci ceva. Perfect. Emilia ne cântă. Oameni vă mulțumesc buni de invitație. Mulțumesc, da, Cătălin, că te-am revăzut și tuturor celor de acasă le doresc numai bine. Și o vară frumoasă, că mulțumim mult de tot. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Emilia Ghinescu ne cântă, iar noi, oameni buni, suntem aici la dispoziția dumneavoastră. Avem un număr de WhatsApp. Nu uitați să ne scrieți mesaje, da? Numărul e afișat pe ecran.